fostul marine american Trevor Reed, care a fost condamnat la 9 ani în Rusia pentru comportament violent, a fost închis de un pilot rus în SUA pentru trafic de cocaină, potrivit AFP și agenții, înlocuit de Constantin Iaroșenko. Anunțul a fost emis de Ministerul Afacerilor Externe din Moscova și confirmat de administrația Casei Albe. La 27 aprilie, la sfârșitul unui proces îndelungat de negocieri, Trevor Reed a făcut schimburi cu cetățeanul rus Constantin Iaroșenko, care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de către un tribunal american în 2010, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Telegram diplomatului rus Maria Zakharova. Fusese preluată de Agpress, potrivit agenției citate. Imediat după anunțul de la Moscova, președintele american Joe Biden a salutat eliberarea lui Trevor Reed din detenție în 2019. Fostul marine Trevor a fost eliberat în Rusia. Pot auzi de la părinții săi cât de îngrijorați sunt de sănătatea lui și cât de mult le este dor de el, a declarat președintele Joe Biden într-o declarație de la Casa Albă. Editare BP.